Îmi cer iertare acum, în fața dumneavoastră și în fața celor care ne privesc, miilor de români, care unii stau în pușcărie pe un articol neconstituțional, alții sunt târâți în tribunale pe baza aceluiași articol sovietic, iar alții sunt târâți pe la DNA și mai sunt și alte mii sau zeci de mii care nici măcar nu știu că au dosare. Îmi cer iertare pentru că s-a lungit atât de mult elaborarea codului penal. Probabil că nu o să mă iert.